Avem aici DJ specializat până dimineața târziu, vor avea activitatea. Alex Rotaru. Împreună cu domnul Bună ziua tuturor! Iată că am ajuns la finalul activităților pe care ni le-am propus să le desfășurăm cu ocazia Zilei Copilului. Dați-mi voie să, înainte de festivitatea de premiere, să-i mulțumim încă o dată și vă rog frumos să-l aplaudați domnului deputat Alex Rotaru pentru inițiativa pe care a avut-o anul trecut și anul acesta și sunt fer convins că o va avea și de acum încolo. Mulțumim frumos, domnule deputat, să vă mențineți aceste obiceiuri, pentru că dacă Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și v-a dat ceva, și dumneavoastră să întoarceți. Mulțumim încă o dată! La Cupa Condor, la fotbal, s-au înscris un număr de 17 echipe. Dați-mi voie să le enumăr pe toate. Cei care ați rămas aici, vă rog frumos să-i aplaudați pe toți. Școala Pâncești, Școala Tămășeni, Școala Stănița, Școala Mihai Eminescu-Roman, Școala Poenari, Școala Pildești, Școala Păurei, Școala Tripești, Școala Gădiți, Școala Dulcești, Școala Ruginoasa, Școala Horia, Școala Sagna, Școala Săbăuani, Școala Secuieni, Școala 2 Roman și Școala Buruierești. Cu toții ați câștigat, felicitări! Dar așa cum este obișnuit, într-o competiție sportivă avem și premii, avem diplome, avem cupe pentru primele 3 echipe, minci pentru toate echipele, iar pentru câștigători încă un rând de minci. Nu aveați cum să vă departajați dacă nu erau 2 arbitri. Dați-mi voie să-i premiem și să le oferim diplomă de mulțumire domnului capitanul Iulian și îl poftim aici. Și domnului Antofanei George, pe lângă diploma. Antofie George, pe lângă diploma care o primește din partea organizatorilor, au și câte o minge. Felicitări! Rămâneți aici! Organizatorii v-au pregătit și un premiu special pentru titlul de golgheter, care se acordă elevului Cornilă Ionuț de la Școala Buruienești, Comuna Dolgești. Am impresia că ai pierdut, ești cam trist. Ai pierdut în finală, nu? Câștigi în dragoste. Mulțumim frumos, rămâi aici, te rog, rămâi aici. Da, foarte frumos, încă un premiu special se acordă echipei Fair Play și ea este de la Școala Gâdinți, profesor coordonator Mitrea Cătălin. Felicitări, domn profesor, felicitări echipa! Nu-i dați o minge și domnule. Mențiune se acordă echipei de la Școala Poenari. Felicitări! Profesor coordonator Crâșnuță Marian. Felicitări, domnul profesor. Locul 3 se acordă echipei de fotbal de la școala Tămășeni, profesor coordonator Dimitri Ucatelli. Acum îi spun colegii Ricky. Mulțumim frumos! Locul 2 se acordă echipei care a pierdut în finală, școala Buruirești, profesor coordonator Deaconuț Ionuț. Felicitări și mulțumiri speciale domnului profesor Deaconuț Ionuț pentru tot ajutorul pe care ni l-a oferit, pentru buna organizare a acestui campionat. Locul 1 se acordă școlii gimnaziale din localitatea Săboan. Felicitări! Profesorul coordonator este Mahu Bogdan. Felicitări, domnule profesor! Așteaptă să vină toți, și știi, ai văzut la Champions League, da? Cum se ridică cupa, da? 2, 3 și... Campioni! Campioni! Ole, ole, ole! 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 Bravo! Felicitări! Mulțumim încă o dată, domnule deputat, pentru tot sprijinul. Diploma, copii, este meritul vostru. Felicitări, domnul profesor!